Îndurinție cu smerenie, cu dragoste cântăm, aleluia! Aleluia! Luminător cel întreiesor, ca un rătător de lumină, te-ai arătat în făgădințe tale nouă, celor ce suntem întrunțurile cu necunoștințe, despre soarta noastră viitoare, cu mulțumire, suntem atunci în căvăcarul de împărăcidele cele prevestite, de unul născut pe Tău, semne, de cine mergești pe noi, pentru că aia cum cuvinte, Sfânt, Sfânt, ești Dumnezeu nostru, ce încăcitare și de lumânătății pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și inima omului nu s-a simțit. Sfânt, ești Doamne Dumnezeu nostru, pe care toți cei curați cu inima te vor vedea precum ești și te vor cunoaște precum Tu însuți se cunoști pe ei. Sfânt, ești Doamne Dumnezeu nostru, pentru care toți cei frămâși și însetați vor afla dreptate pe sațul ce niciodată nu se împărținează, Sfântele Doamne Dumnezeu nostru, de la care făcătorii de pace, iubiți, ce vor chema cei care sunt următori a unei Spirului Tău, cele ce se putoate ne-a împăcat. Sfânte, Doamne Dumnezeu nostru, în care cele blâns, cei blâns vor moșteni pământ, iar cei săraci, cu Duhul se vor rănânci de împărăția celui Sfântului, Doamne Dumnezeu, mântuie ce-ai făcut și ai păgădit veșnică plată celor ce miluiești și nesfârșită bucurie celor ce plâng. Sfânt, Sfânt, Sfântești, Doamne Dumnezeu, nostru, miliești în zilea ta ce căzută, pentru numele Tău cel Sfânt. Pentru ca să ne vrăncim cu suflet și cu inimă curată, fără de o sânta grei, că trebuie pe Părintele Dumnezeu, că trebuie în cer. Aleluia! Cântăm în prănuia ta, ce viitor de oameni, te-ai slăbit, te-ai slăbit pe tine, tu străimi, fără de început, credem în Domnul Dumnezeu, Tatăl Dumnezeu, Fiul Dumnezeu, Duhul Sfânt. Că pe altă fără de tine, Dumnezeu, nu știm că de tine gădem și ne rugăm, zicând Sfânt, Sfânt, de Doamne, Dumnezeu nostru. Dă-ne nouă ajutor ca să nu ne temem de niciun rău și spre apărare vieții noastre, pe a nu ne împricoșa de niciun vrăjmaș. Sfânt ești, Doamne Dumnezeu nostru, ce mântuiești și lucrător și ce se pocăiești și mântuiești și pe noi făcători și ne mântuiești. Sfânt ești, Doamne Dumnezeu nostru, cel ce mulțumești mila Ta, mulțumești mila Ta tuturor, mulțumești asupra noastră și ne miluiește pe noi neputincioșii care suntem. Sfânte Doamne Dumnezeu nostru, prelungește-ne nouă tuturor vremea vieții, spre a ne pocăi și a ne pune în uniosândi pe noi și pe tăierii, spre smochinul și nărbitor. Sfânte Doamne Dumnezeu, ne spăvește-ne din spirit și ne-mpresoară de lume, de trup, de diavol, și ne întărește în credință, în dragoste, către tine. Sfânte Doamne Dumnezeu nostru, prelungește pe noi, te vedeam față către față și a intrat în cămara Ta cea luminoasă la nunta Melului. Sfânt, Sfânt ești, Doamne Dumnezeu nostru, miliești pe noi sirea Ta cea căzută, pentru numele Tău cel Sfânt. Sfânt, Sfânt ești, Doamne Dumnezeu nostru, miliește-ne pe noi sirea Ta cea căzută, pentru numele Tău cel Sfânt. O, de viață păcătoare, nedespărțită a toate păcătoare de Părinte, Fiul, Duhului Sfinte, adevăratul Dumnezeu, Făcătorul nostru, primește aceasta cu mulțumirea noastră, minte, ne nouă dar o putere de înălțimea Sfântului Tău locaș, că toate pofte tălpești, călcându-se vețim în toată buna cinstire, curăție, până la vieții noastre. Urâia rău de împresă numele Tău, cântând aleluia, 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 Făcătoare despărțite, iată nefăcătoare trei, Părinte, Fiul, Duhul Sfinte, unii adevăratul Dumnezeu, Făcătorul nostru, primește aceasta de acum mulțumirea noastră, de mică nouă doar, puterea din anunțimea Sfântului Locaș, ca toate pofte trupești, călcându-i să vețim în toată bună aceste curății până la și vieții noastre, pure rău de întres numele Tău și cântând, aleluia! Iați, Făcătoare de Sfărțită, Dumnezeu Părinte, Făcătoare Trăimei, Părinte, Fiule, Duhurile Sfinte, unui adevăratul Dumnezeu, Făcătorul nostru, primește această de acum mulțumirea noastră, mică nouă darul,
puterea din înălțimea să înlocași pe toate poftii trupești, călcându-le, să vețim în de bună cinstire, curăție, până în subieții noastre, pururile răudând, preasâmbele Tău cântând, Aleluia! Ar fi un cel într-o ființă născut și purcezător al Sfântului celor ce vrea să facă totul veșnic, curul viitor. Însuși pe cineitorul este de procedere a cărui mărire este nemărginită, slavă ne-a dus. Milosevire nemăsurată ce ne-a dus și ne-a pus pe noi neființă. Ne-ai cinstit cu chipul Tău prea scump care ne-ai dărit nouă nevrenicii, nu numai a te cunoaște pe tine, a te iubi. Dar încă ce este mai scump? Pe și Tată a te numi pe cine ne-a nevrim și mulțumim ție în Dumnezeu de osubire și odărâdă. Deci nu ne-ai lăsat pe noi și ce am tocat porunca Ta în niciun păcatul la rândurile morții ce ai binevoit. A primit ele pe pământ pentru mântirea noastră, Dumnezeul Tău, prin care și viacul s-au făcut. Că prin întruparea Lui, prin față mântuicele primușătoare, chinuirea diavolului din stricăciunea morții, să ne izbăvim. Mulțumim ție, Dumnezeu al dragostei, al puterilor, plecându-ne în genunchii noștri către Tine, că după înălțarea la cer a preasfântului, preascumpului nostru Mântuitor, rugat fiind prin crucea Lui, ai trimis pe preasfântul Tău Duh, peste ale și rucenici apostoli, pentru că prin puterea propovăduirilor celui de Dumnezeu însuflat, Tatăl meu să lumeiesc cu lumina cea nestecăcioasă a evanghelicare. Deci însuți iubitorii de oameni să ne ascultă acum rugăciunea noastră smerită. A nevrednicilor fiilor Tăi, că așa precum ai zis pe noi, numai pe încurcute, dar cine ne-a scumpărat pe noi pe mântuirea Ta. Așa și ne acum ne mântuiește pe noi după mântuirea Ta ce ne-a asemănat. Fiindcă de faptele noastre nici urmă de pocăință nu avem, nici dreapta răspătire și despățire de prea luminată fața Ta ne așteaptă. Că dacă și pentru noi cuvântul înșel se va pierde la noi răspuns în ziua trecută, răspătit, pentru nenumăratele noastre frădelești cu care am greșit înainte de apoi, ce răspuns vom da noi sărace în ziua aceea? Pentru aceasta foarte întristându-ne despre îndreptarea urmărilor noastre, numai spre tine a Ta bunătate care cunoștești toată mintea, cuvântul, alergăm avându-l pe aceea cu temele Tale de anădăjde, ne rugăm Ție. Am greșit, greșit-am, curățește pe noi, Doamne. Nerejit-am, iartă-ne, Stăpâne. Mântui, mânează-te, milostivește de un răbdător, păzește mai ales mintea știință. Inima noastră de răutățile lumii, izbăvește noi de toate și ne mântuiește de cel mult împărăitor al patru, în căderile, în păcat, și de voi și de voi. Cele cu știință, neștiință, știute, neștiute, și ne îndreptează pe noi la limanul cel lin al credinței, al dragostei, în adânc vieții veșnice. Aduți aminte, Doamne, de noi într-o mila Ta dorește nouă toate cerurile de mântuire, iar mai ales viață curată, fără prehană, vrăncește pe noi, Te iubim pe Tine, și a ne teme din toată inima noastră și a face voia Ta cea sfântă, pentru rugăciunea prea curată, Stăpâne noastră, ascultare Dumnezeu. Ale tuturor Sfinți Cămurii, Vitorii Doamne, Te este slavă, mulțumire, Cristinuță. Eu cel fericitor Tău, Părinte, prea Sfântul, bun de prea Sfântător Tău, Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Bunul e născut Fiului Cuvântului Dumnezeu, Cel pentru mântuirea noastră, e binevit la Te, într-o pan. Și moartea pătim, iar acum și cu preacurată Tău, pe Te de dreapta, într-o nucutată, Cerești. La toată lumea o trăbuiești, nu ne uita în cunoscirea Ta pe noi, ci suntem jos de multe ispite, mărmini, ispitindu-ne pe rămăcare, suntem cu toți ordinați. Suntem nevrednici în Sfântul Tine, Mântuitorul Dumnezeu nostru, credem. Pe oameni plăcitor și nădejdea mântuirii nu știm. Deci dă-ne nouă prăbunie de răscumpărare, ca întotdeauna să ne aducem aminte către chinuri, ale sufletului, ale trupului, ce a fost trebuință să ne împace dreptatea veșnică. A Părintele Tău, pentru păcate, însă acum Te-ai pogorât de pe cruce până la iad. Cu prea curatul Sufletul Tău, ca să ne izbăvești noi de puterea chinuirii iadului. Iar aducându-ne aminte de aceasta, să ne păzim de poftele, de păcate care mai
a fost pricină de înfricoșătoare patimă de moartea ta. Și să iubim dreptatea, virtutea, care sunt mai plăcute ție decât toate darul între noi. Deci Cel care este sfințit după toate pentru mâinile prea bunule, singure și de mari să niște Duhului și spii a trupului nostru și când de putere. Și Vicleană este vrăjmașul nostru care umblă ca un leu căutând pe cine să înghită. Pentru aceasta nu ne lipsim pe noi de ajutorul Tău atotputernic. Și fii de apărurea cu noi, păzindu-ne, acoperindu-ne, povățindu-ne, întărindu-ne, bucurându-ne, veselind Duhul nostru, iar noi aruncându-se în sânul dragostea îndurării tale, toată viața noastră, cea vremenică și veșnică, ție să dăm Stăpânului nostru. Răscumpărătorului Domnului, cu care din avem cu sufletul, te rugăm ca să ne faci pe noi cu judecățile care ne știi fără de împedicarea trecii, calea aceasta întunecată a vieții pământ, și ajunge la cămara cea dumnezească ta pentru care ai pregătit-o ca pregătit tuturor celor ce crede în numele Tău și urmează Dumnezeul tale învățături, împărate cereți spre Mânării Mântuitorului Duhului Nevărului, cel ce din Tatăl înainte pe Dumnezeu, cu cerții, cu ființă. Fiul pururile Te odihnești și neîmpărtântorului, zbor al darurilor, celor dumnezeiești, împărțindu-ne pe acelea precum băiești pe care noi ne vrem și ne-am sfințit, ne-am mult în ziua botezului nostru. Caută-ți pe rugăciunea rodurilor Tăi, și s-au adunat astăzi la această Sfântă Dumnezească Întâlnire. Vino la noi și te sărășești între noi și curățește-te noastre, ca să putem să ne facem o plată pe Sfântări. Așa, o prea bună, nu te-ai scârbit de necurăția noastră, nici de rănile păcate, ci de tămăduiești și ceripuțile Tatăl Vindicătoare. Luminează mintea noastră, ca să cunoaștem și cei lumii și celor ce suntem în înviază știința noastră, ca să cuvine ne-a pădat, a ne pădat. Îndreptează-mă ești inima noastră, ca să nu ne izbărească mai mult ziua și noapte, când rele poftii necuvincioase. Îmbrățește trupul sânge cu însuflarea ta cetă de viață, păpaia patimă, prin care se întunică în noi chipul preascump al Dumnezeului nostru, iar Duhul ne vine, mânghine, împinge, stăpânirea, prinde, cer, gonește de la noi și ne dă nouă Duhul dragostea, răbdării, Duhul plândeții, îndreptății. Și îndreptând inimile slămărăcite, genunchii fără de lenevie, să călătorim pe calea Sfântă, părâte așa și de acindu-ne de pe păcat, ferindu-ne, împlinind toată dreptatea, să ne împrădicim a primit sfârșitul creștinesc, nerușinat. Și a intrat în Ierusalim, în cel ceresc, chiar acolo să ne ane închinații, într-un cu Tatăl, cu Fiul, cu Sfântul Duh. Domnului să ne rugăm! Prea Sfântă Treime, stăpânind de o ființă pricinuitoare a tot binei, te vom răspăti ție pentru toate câte ne-ai dat nouă. Păcătoși și nevrednici sunt pe care, înainte de a ne naște pe lume, ai rândit pentru toate cele ce ne dai, fiecare dintre noi în toate ține, și pentru cei ce ai găsit nouă tuturor în viață viitor. Deci se cuvine pentru atâtea binefacere, îndurări, mulțumim ție, prin plecarea genunchilor noștri către Tine, nu numai cu cuvinte, ci mai ales cu faptele, păzindu-le împlinind poruncile tale. Iar noi cu faptele noastre și cu obiceiurile cele urâte, nenumărate păcate, păzirile le-am aruncat pentru aceasta. Ca cei ce suntem necurați și întinați, nu numai că nu-mi răzim, a ne arăta înaintea preasfintei Fecitare, ce e întâlnită următoare, și nici prea să numele Tău au chemat de a nu fi binevoită, însă Tu spre aceasta noastră mângâiere, a ne vesti nouă că pe ce trebuie să-i curățești, te iubești, pe ce păcătoși, care se îndreaptă, îi miluiești, cu milostivire îi primești. Deci caută la plecarea genunchilor noștri, o dumnezească trăime din înălțimea Sfintei Slavă, care este noastră. Mult păcătoșilor, și bunăvoința noastră nu de fapt de bune o primește, ci ne dă nouă Duhul pocăinței, cele adevărate, ca omorâtă păcată, cu greșie, dreptate, până la sfârșitul vieții noastre să te trece făcând voia ta cea sfântă, slăvind cu cuite curată, cu fapte bune, prea dulce, prea încuvința numele Tău. În vecii vecilor! Să vă mulțumim.
Domnului, zidirea ta cea căzută pentru noi.